Mâna a fost dintotdeauna o țintă pentru producătorii de gadget-uri. Cu toții am văzut filme în care eroii aveau un ceas pe mână cu funcțiile unui smartphone de azi sau din care putea împușca. Ei bine, a venit și timpul nostru să avem astfel de device-uri. Desigur, ele nu împușcă, dar de restul nu vă faceți griji. Acesta este Samsung Galaxy Gear, unul din primele ceasuri inteligente din lume și primul ajuns în Moldova. Tracy calling Hemlock Holmes. Kid, call the police and have pick her up. The rest of you with me, we have a job to do. Haideți să vorbim despre Galaxy Gear în primul rând ca despre un ceas. Acesta este bine construit, are o curea din cauciuc tare, iar deasupra este acoperit cu o placă din aluminiu. Toată această construcție nu pare mare și caragioasă, se așează plăcut pe mână, indiferent de mărimea acesteia. În orice caz, nu este nevoie să faci găuri prin curea. Ceasul are un singur buton care aprinde ecranul sau care poate fi ajustat pentru alte funcții. Singurul lucru după care îți dai seama că Gear-ul nu este un ceas obișnuit este asta, o cameră. Pe un ceas. Aceasta are 2 megapixeli și poate filma timp de 15 secunde în format HD. Pentru un ceas face poze destul de impresionante, dar dacă lipsa acesteia ar fi redus considerabil din preț, aș fi de acord ca să nu fie. Dacă totuși ești vreun spion sau dacă îți place să umbli cu camera ascunsă, poate că ar fi de folos. Bună ziua! Bună ziua! Axel din asta la control. Hai, uite mă, Grăghesu, uite cât e ora. Eu v-am zis, hai cu mine. Ui, hai, te rog, hai. Hai, mulțumesc. Dar totuși, care este sensul unui astfel de ceas? Să arăți cool făcând poze pe acesta? Nu chiar. Ceasul nu lucrează de sine stătător. Acesta este interconectat cu smartphone-ul și este dirijat printr-o aplicație. Așa că multe lucruri care le poți face pe un smartphone sunt prezente aici. Spre exemplu, notificările. Atunci când îți vine un mesaj, nu este nevoie să scoți telefonul din buzunar. Poți vedea mesajul pe ecranul AMOLED de 1,6 inch al ceasului, destul de detalizat. Din păcate, pentru a răspunde la mesaj, va trebui să folosești telefonul. Apropo, nu va trebui să apeși pe butonul ceasului pentru a prinde ecranul. Acesta va reacționa automat când ridici mâna. Funcția mea preferată la Gear este media controllerul. Să scoți telefonul din buzunar de fiecare dată când vrei să schimbi muzica sau să o oprești este destul de incomod. Așa că toate acestea pot fi făcute direct de pe ceas. Uneori însă Gear-ul își face de cap și nu răspunde la comenzi. Dar asta doar uneori. Dacă ai o idee, dar nu ai unde să o scrii, Gear-ul îți oferă posibilitatea să o înregistrezi direct cu ajutorul funcției Voice Memo. Tot cu ajutorul vocii poți utiliza asistentul vocal de la Samsung S-Voice, dar toate astea par destul de stranii dintr-o parte. Așa cum ceasul este un accesoriu care se poartă pe mână, Samsung a decis să implementeze și funcții de pe brățările de fitness. Gear-ul poate măsura pașii timp de o zi, totuși nu cu prea multă precizie, pentru că acesta consideră orice mișcare drept pas. Dacă vreți să vedeți un gadget anume pentru fitness, am făcut un review la brățara Fitbit Flex. Linkul pentru review este atașat în descriere. O funcție pe care Samsung o promovează atât de intens este telefonul. Mai exact, Galaxy Gear se transformă într-un Bluetooth speaker, pentru că are un microfon, iar la capătul acesta se află un difuzor, un loc nu foarte strategic plasat pentru că apa poate intra foarte ușor atunci când pur și simplu îți speli mâinile. Lumea nu prea este atentă la ceas atunci când face asta. Chiar și așa, funcția este destul de interesantă, dar pe de altă parte stranie. Pentru că dacă vei răspunde la apel pe un ceas în public, va trebui să împarți discuția ta cu cei din jur. O, cum mai într-un noroc? Uai, hai, nu pot grăi, amu. Eu folosesc funcția aceasta mai degrabă ca notificare. Atunci când nu aud telefonul, ceasul vibrează și pot vedea cine mă sună. Când sunt acasă, oricum este destul de fain să răspunzi direct de pe ceas, doar că arăți foarte straniu. Desigur, nu trebuie să pui ceasul la ureche, dar nici nu poți flutura prea tare din mâini. Gear nu uite să aibă grijă de telefonul tău. Dacă ai uitat unde l-ai pus, există opțiunea Find My Device, iar dacă invers, poți găsi ceasul de pe Gear managerul telefonului.
Tot cu referire la securitate, ghirul poate fi folosit pe post de parolă. Pentru a nu introduce parola de fiecare dată când aprinzi telefonul, acesta recepționează ceasul, asumând că este pe mâna proprietarului și permite deblocarea acestuia fără prea multe bătăi de cap. Dacă să vorbim despre autonomia bateriei, având în vedere că aceasta este foarte mică, iar ceasul are un ecran touch, cameră și speaker, acesta ține destul de bine. Foarte mulți se plâng că rezistă doar o zi. Eu îl aprind foarte des pe parcursul zilei și am reușit să-l țin departe de priză aproape 3 zile. Apropo, pentru încărcare există o procedură destul de stranie. Ceasul trebuie pus într-un case, apoi în case trebuie de introdus cablul USB, un pic incomod având în vedere că ceasul nu este un accesoriu de care trebuie să-i zbați capul în felul ăsta. Totuși, odată la 2-3 zile, nu va fi o problemă. În concluzie, Galaxy Gear este ceva de-a dreptul original. Anul acesta este numit anul smartwatch-urilor, așa că concurența va fi acerbă. Iar o concurență bună înseamnă și produse mai bune. Pe lângă toate avantajele, Gear-ul are o singură problemă și una mare. Pentru a fi folosit, va trebui să aveți un smartphone Samsung și nu oricare, ci doar un Galaxy Note 3, Note 2, un Galaxy S4 sau S3. Asta, în timp ce alte ceasuri inteligente ca Pebble se sincronizează cu orice smartphone. Având în vedere că Gear-ul este unul din primele modele de ceasuri inteligente apărute vreodată, acesta se isprăvește destul de bine. Magazinul de aplicații este până când mic, dar odată cu creșterea numărului de utilizatori, aplicațiile se vor înmulți, iar posibilitățile ceasului vor fi din ce în ce mai multe. Așa că tot ce e bun abia ne așteaptă. Ceasul Samsung Galaxy Gear este disponibil în rețeaua de magazine Darwin. Dacă vrei să fii primul care are un ceas ca în filme, intră pe www.darwin.md și vezi toate detaliile, inclusiv prețul. Acesta a fost review-ul ceasului inteligent Samsung Galaxy Gear. Nu uita să te abonezi la contul nostru de YouTube și să ne dai un like la pagina noastră de Facebook, dar și cel mai important la video. Vă mulțumim pentru comentariile și sugestiile lăsate și nu uitați să ne scrieți dacă mai vreți să vedeți astfel de review-uri, pentru că avem în plan și alte smartwatch-uri. Cu a fost Vico, toate bune!